Seara bună, Nicoleta Savin, ora de veche, cu Adrian Struța, desigur, unde în altă parte decât în sediul Epoch Times. O nouă săptămână, multe s-au întâmplat, nu avem niciodată șanse să vorbim tot ce se întâmplă într-o zi în România, dar rămite în lume. Așa că în această emisiune, eu i-am zis, frizeria nu salvează România, o să tun niște persoane. Asta nu înseamnă că salvez România, dar eu tun partea de justiție, iar pe lui Adrian îi las marea plăcere de a tunde zona de externe în care este specializat. De acord, Adrian, bună seara! Bună seara! Da, și poate vorbim și despre luna aia pe care tot o evit de vreo două săptămâni. O să spargă ăștia... Îți dau dispensă! O să spargă știrea la mizeria asta de presă mainstream, că tot a fost el libertatea presei. Ce libertate? Ce presă? Libertate? Da, dar o să apuce, ne dă pe goarnă ăsta, Q ăsta. Q, wow, QAnon, QAnon, cum se spune? Mr. Miller îi zice acum. Așa e mai nou? Da, este. Dar de ce? Moraru. Ah, da, nu pricepeam eu. O să dea tot pe goarnă acolo, spune tot și nu ne mai rămân decât firmiturile, să ne luăm de toți proști ăștia. Stai că de 3 săptămâni emisiunea are Q în titlu. Și mai nou loc de 2020 2Q, 2Q. Eu mă aștept să vină cu niște ochelari de aia roz. A, cum ați negri. Cu niște litere Q aurii pe ochi și să ne povestească din dărătul lor. E frumos. Va fi, e o saga. E bună de urmărit saga aia, dacă mă întrebați pe mine. Angie Popescu, draga de aia, zice că seamănă cu Keanu Reeves și eu zic, doamna Angie, ce aveți cu Keanu? Pe bune. Keanu Reeves în mizerie. Keanu Reeves e omul care dădea zeci de milioane de dolari. Cred că de la Matrix i-a luat și le împrăștia la oameni pe acolo. Da, la amărâții. Când o să văd eu asta făcând Radu Moraru lucrul ăsta, atunci mă rar în cap trei luni de zile. Dar niciun alt actor de la Hollywood nu face asta, ca să ne înțelegem. E greu. Așa. Pentru că a fost Ziua Mondială a Libertății Presei, ieri, le urez la mulți ani puținilor jurnaliști verticali rămași în România, because e foarte greu să stai pe picioarele tale, că ești sărac și nu-i place nimănui sărăcia. Vreau să-l salut pe Neculai Constantin Munteanu, drag de el, și i-am și preluat postarea pe perete, pentru că așa de Ziua Mondială a Libertății Presei s-a gândit să ne dea o listă lui Sputnik, apropo de jurnaliștii liberi în ghilimele. Jurnaliștii le-au dat de Sputnik. Eu zic să faceți dreapta când auziți sau vedeți. Ba nu, stânga, că dreapta e dreapta. E rezervat. E rezervat. Cu stânga nici cruce nu-ți faci, vorba lui Țuțea. Ion Cristoiu, Cosmin Gușă, Sorin Roșca, Stănescu, Bogdan Chiriac, Dan Andronic, Mirel Curea, Mircea Badea, Radu Tudor, Victor Ciutacu, Mihai Gâdea, Mugur Ciuvică, Adrian Ursu, Răzvan Dumitrescu, Ilie Șerbănescu, Răzvan Savaliuc și, cu voia dumneavoastră, ultimele pe listă, dar nu cele din urmă, amazoanele presei românești, Floriana Jucan și Sorina Matei. Drăguțul de Neculai Constantin Munteanu. Când mă gândesc cum îl ascultam noi pe vremuri, mai răsfirați băieți, mai răsfirați, zice și dumnealui, zic și eu, mai răriți-vă mă băieți, când vă laudă Sputnik, apropo, Sputnik acum o plânge pe Sorina Matei, pentru că ea și cu Andrei Bădin, care lipsește din lista, apropo, au fost scoși. Lipsesc mulți din lista aia. Da, bun, atâția identificat, lăudați de Sputnik. Acum pot să lipsească mulți din lista asta, dar să nu ia Sputnik în brațe, că totuși... Nu ia pe toți. Exact. E regulă. Că pe unii ia domnul Tomozei la Vocea Chinei. Pe unii îi lași adormiți, în adormire. Da. Și îi folosești când trebuie. Exact. Deci, acestea fiind zise, dat fiind că, doamna, semnalez că doi oameni se victimizează cum că de Ziua Mondială a Libertății Presei au plecat acasă, de la postul B1 TV, vorbesc de Andrei Bădin și de Sorina Matei. Acum, dacă se uită și ei la emisiunile lor, poate înțeleg, nu că aș zice că Oancea e vreo lumină și vreun îngeraș, Doamne păzește, dar nu din cauza că sunt filoru și nici din cauza că e domnul Oancea filoru, s-au plecat uitându-se la emisiune, înțeleg singur de ce au plecat acasă. Așa mă gândesc eu, răutăcioasă cum sunt. Da. Adrian. Vrei să comentez? Dacă dai și tu jumate de minut la vuzele, căci mult rău au făcut. Te-a pomenit vreodată Sputnicul până acum? Să mă înjure, da. Pe noi, da. Să mă înjure, da. Ne-a făcut susținătorii lui Klaus Iohannis, dar într-un... ne-a făcut așa, deci nu s-a urcat până chiar cu picioarele. E un pic ferit așa, a dat o mângâiere. Așa, ceva de genul... Și oricum erau... Noi nu suntem fanii lui...
Klaus Iohannis, nici nu suntem dușmanii lui. Complicată relația dintre noi și suntem presă, până la urmă. Să fii fanii puterii, nu suntem fanii. Nu trebuie să fii fanul nimănui. Exact. Și trebuie să fii fanul adevărului. Da, e greu, greu. Și domnul Klaus când greșește. Da, să-i spui și că greu. Face bine. Face bine, a ieșit azi, iar a dat, iar s-a urcat cu picioarele pe oameni ăștia curați la suflet de la PSD. Curați la suflet. Dragilor, nu vedeți ghilimelele, because știți dumneavoastră ce e curați. Oamenii curați la suflet, toată lumea, aud foarte multă lume care cere să fie scoasă acest partid din afara, în afara legii, nu? Foarte da. Multă lume care, pe Facebook cel puțin, declarații publice de dragoste în sensul ăsta. Și uite, și pe domnul Ciolacu l-au dat afară de la Academia SRI sau de la ce era el acolo. Nici de-aia n-ai fost bun, domnule, n-ai reușit și doctoratul, măi. Nici mă, să faci și tu acolo, măcar să semnezi, nu? Nici să semnezi, nu știi? A lipsit mult. Ce păcat. Eu n-am nicio treabă cu Ciolacu. Ciolacu este un om foarte... A lipsit mult. Mai neconflictual decât Dăncilă, care spre sfârșitul mandatului numai neconflictuală nu era amărâta. Doamne, dar ce a apucat-o pe Dăncilă să aibă așa curaj? Deci, ce să zic? E ceva, e un vânt în să-și atace prietenul pe domnul Ciolacu. Să vă gândesc că nu vreau să fiu vulgar, că nu e vorba de vulgar. De simt ei așa că din stepă adie un vânt de primăvară. Și li se pare că e vânt de primăvară. Și asta e toată disperarea. Îl confundă, nu? E puțin complicat, dar dacă credeți noastră că asta e vântul de primăvară, miroase a mort, atunci dați-i bătaie, eu ce să vă spun. Una peste alta, se simt încurajați. Da. China taie și spânzură, Rusia, afară de faptul că aruncă medici pe geam. Al treilea. Și se-a un sport la care se pricep foarte bine. Ăsta și cu împușcatul în blocuri. Că tot e ziua libertății presei, lumea a uitat de Ana Politkovskaya, împușcată în cap, parcă. În ceapă. În scara blocului. Da. Cu doi copii pe care asta a lăsat parcă la doi când copii. Când vorbiți de dictatori... De ziua lui Putin. Lăsați-o mai încet și gândiți-vă așa, cum moare Ana Politkovskaya cu un grunț în ceafă. De ziua lui Putin, iar... A fost cadou, iar, ofrandă. Iar băiatul de la Kremlin, foarte... Aici, după părerea mea, epitaful a fost că... Dar nici nu era un jurnalist așa de bun. Și asta este... citesc din Vladimir Putin la o adresă publică. Din nesimțirea lui Vladimir Putin la o asta adresă a scos publică. Intelectualii francezi pe stradă, că se afla în Franța, cred că la momentul respectiv. Câteodată lucrăm cu materialul clientului. Cotidianul, săptămâna trecută, a avut un editorial în care Cornel Nistorescu l-a făcut bucățele. Pe gâdă. Pe gâdă. L-a făcut în foi de viță, de nu venea a crede. Pe prestația cu străinul cel că l-ar fi spălat. Bun, dar după aia l-a spălat Digi, l-a chemat și l-a mângâiat și l-a întors pe toate părțile și l-a fezandat și a zis ce drăguț ești băiatul. Dar astăzi, același Cotidian, nu am coronavirus, zice așa, Ciolac, cu I în paranteze, adică Colac, Ciolac de salvare sau piatră de mare pentru PSD și pentru țară. Și domnul Valer Marian, care este specializat în omorât personaje când are el chef, îl face pe domnul Ciolacu de nu se ridică, de nu se poate ridica, de e foarte greu să te ridici. Beizadea fără ocupație până la 37 de ani, vă citesc numai bumbi, așa că e de citit, e lungă povestea, pentru că a avut răbdare. Domnul Valer Marian e prima generație de creței, nu? Așa. După aceea, ce mai zice despre el? Flirturile cu miliția, securitatea și SRI. Cum o să fii, mă, să flirtezi așa? Cu miliția și cu securitatea și cu SRI? Nu-i cam mult? Suntem pe public și că te povestesc că după aia... Amic la cataramă cu primul terorist al țării, adică Omar Haisam, la vânătoare, la da. Băute, la pe unde se mai putea, cu Vasile Ion, ce vremuri. Afacerile dospite de Ciolacu și aici spune domnul Valer Marian, trădările lui Marcel, el alintă. Trădările lui Marcel și asta este. Și mă întreb așa, și avertisment pentru PSD, la capăt așa. Și mă gândesc că dacă, ce-l face, analfabet funcțional, fost interlop, afacerist, dubios, adică nu sunt ale mele aceste caracterizări, aparțin în domnul Valer Marian, sunt adresate domnului Ciolacu și deduc de aici cu o aripă care susține ziarul Cotidianul, s-a gândit că domnul Ciolacu a devenit o piatră de moară în fruntea PSD-ului și că trebuie dat jos pentru un om mult mai radical, care să dea cu moțiuni de cenzură în populație, să suspende președinți și să preia puterea în România, că s-au plictisit de stat pătușă.
Aici, asta vreau eu să punctez și te-am lăsat să faci, să te urci cu picioarele pe ei. Foarte interesant, Ciolacu ăsta întotdeauna, el de fapt a fost un blatist. Dacă mă întrebați pe mine, asta e o supoziție, asta e părerea mea. Și a încercat să înmoaie lucrurile după ce toată gașca aia descrierată de la Scroviștea a fost măturată la putere sau, am zis noi că era măturată la putere, de fapt ea doar s-a retras. S-a retras, trece pandemia asta, apare în cel puțin, că nu știe nimeni dacă o să treacă, a zis-o Klaus Iohannis și a zis-o o grămadă de alte minți mult mai, hai zic, nu zic luminate decât a lui, hai zic mai informate decât a lui. Și îi vezi că încep să muște din nou. Da. Și este foarte, foarte interesantă, mi se pare, nuanțarea pe care a făcut-o Tăricianu astăzi. Uh-huh. Oare o citi, s-o uita la emisiunea asta? Sigur. Că ori după 15 mari, ori la toamnă uh-huh. vor să dea jos pe toată lumea și să se urce. Moțiune de cenzură. Da. Păi știi cum e asta? E pe răzgânditelea. Pentru că inițial au zis așa. Că dau, fac două, întâi au anunțat moțiune de cenzură, după aia s-au răzgândit și au zis nu, dăm două moțiuni simple pe doi miniștri, după care iar s-au răzgândit și au zis nu, păi. Facem moțiune de cenzură spunând avem majoritatea. Deci avem numărul de voturi necesare. Și crede-mă, sunt foarte mulți oameni care s-au zgâriat pe ochi că la vreme de coronavirus ei au stat de un partid, că îți dai seama ce contracte ne făceau. Un ban, ceva. Da, eu mie vine să râd, pentru că așa jumătate din contracte sunt luate de oamenii PSD-ului și evident. Asta putem proba cu, făcând lista de achiziții la vreme de coronavirus și cine sunt băieții aia și ce au mai făcut până acum. Și o să-i găsim în tabăra PSD și ALDE pe toți aproape, 85%. Adică telea... Ăștia sunt oameni, eu de-aia mi se pare că dacă cine vrea să desfințeze partidul ăsta de... poate să o facă și cred că e o măsură foarte bună, dar nu poți să... Nu vei putea să obții un rezultat bun fără să... Ce faci după aia? Trebuie să-i arestezi? Cine? Să-i arestezi, dar cine arestează pe ăștia? Da, corect? Pentru că cine? România e încă... Problema aici în România e sistemică, nu e vorba numai de un organ al acestui organism care nu mai funcționează. E vorba că nefuncționarea organului respectiv se produce de ani de zile, de 30 de ani. Pe fondul preluării statului de către un partid comunist care s-a perpetuat. Deci nu e atât de simplu încât să faci ceva. De-aia, încă o dată, PSD-știi, în frunte cu Olguța Vasilescu, spuneau, se răsteau practic la PNR și spuneau, dar ce o să ne omorâți pe toți? O să ne omorâți electoratul PSD? Ce faceți? Păi nu, dar ei sunt speriați că omoară coronavirusul. Absolut legitimă, absolut legitimă. Nu cred că asta era întrebarea. Cred că întrebarea Olguțăi Vasilescu se referea la faptul că, bun, ei excrescența asta malignă care este PSD-ul, după părerea mea, ea crește pe crește pe o boală mai mare, generală, care cred că așa bântuie un segment din populația românească. Și acum lucrurile pot fi, pisica poate fi tăiată în două feluri. Una este cum cea sugerată de Olguța Vasilescu, da, eventual. A doua este că se va renunța altfel la tot aparatul ăsta care nu funcționează și care mi se pare că pentru România este absolut malefic la momentul ăsta. Ca să ai, să ai o democrație, trebuie niște oameni care să înțeleagă ce se întâmplă. Măcar sau cel puțin trebuie să nu ai o masă critică de spălați pe creier care votează. Ar vota-o și pe mama Omida președinte mâine, da? Gândește, Corneliu Vadim Tudor, cumpănașul candidat, Radu Moraru, adică toți oamenii ăștia sunt fraiște cu capul. Uh-huh. Da? Au probleme mari la luarea deciziilor de zi cu zi, deci nu? Și dacă tu ai o masă de manevră suficient de mare care și atât de lipsită de echilibru și raționament, îți dai seama că n-ai unde să ajungi. Ar trebui desfințată. Ar trăi sub cel puțin 20, dacă nu vreo 50-60 de ani, după părerea mea. Am putea renunța la cu totul la ea, dacă e să fie. Deci eu nu văd. Și iarăși, o grămadă din lucrurile astea vin de la prietenii noștri, rușii, care aruncă oameni pe geam, medici, în orice fel de oameni. Ce ai să faci? Poți să scapi cu adevărat că inventează alții. Sunt cohorte de români gata să se înroleze
sub pretextul că salvează România de occidentalism, de, da, deci că putrefacția, zice, se ar fi venit din vest. De fapt, ea a venit întotdeauna în ultima 100 și ceva de ani din est. Dar sunt gata să se înroleze în Sputnik. Dar s-au înrolat deja mulți. Cu ortodoxie, fără stângiști, ultra-ortodoxi, talibani, de tot felul. Deci e un mutant foarte interesant ăla, că atrage și oameni ca... Ghițiu, care a fost de dreapta. Ghițiu de dreapta, Iulian Bulai, care e un neomarxist colipă la prin China, care aruncă cu blasfemii. Iulian Capsali, Dan Puric, tot felul. Călin, da? Georgescu. Călin Georgescu. Călin Georgescu este încă James, acest James Bond al... Ca orice investigator care se respectă, mă uiți și o să vedeți despre ce e vorba. Și pe site-ul Quanon, chiar non, nu știu cum se citește România. Ai început, te-ai luat și tu după, te-a îmbolnăvit Radu Moraru. Cum mai să mă îmbolnăvească? Dau acolo de Dogaru, mai țineți minte pe Colonel Dogaru. Dau acolo de Dogaru, dialog cu străinul. Așa, cu străinul. Așa, și am zis, frate, nu suport, am făcut o emisiune despre Călin Georgescu, dar față de Dogaru și de străinul e parfum de tei. Știi, totdeauna am zis să ferească Dumnezeu de mai rău, pentru că totdeauna se găsește un mai rău. Când era Năstase, ziceam că nu se poate mai rău și a venit Geoană. Când era Geoană, ziceam că nu se poate mai rău și a venit Ponta. Când era Ponta, ziceam că nu se mai poate mai rău și a venit Dragnea. După, ca să nu-i mai spun, după aceea doamna Dăncilă, acum domnul Ciolacu și probabil că se poate și mai rău. Doamna Dăncilă. Mult mai rău. Domnul Dragnea era domn față de doamna Dăncilă, deși amândoi aparțineau de... Așa, deci PSD-ul ăsta este inepuizabil în materie de mai rău, așa că totdeauna asta să ne rugăm de Dumnezeu. Nu e PSD-ul. Filo... Nu e PSD-ul. Nu e PSD-ul, dacă mă întrebați pe mine, sau dacă mă întrebi tu pe mine, nu e vorba de PSD aici. Ce PSD? După, în afară de PSD e ALDE, sunt gușterea lui Gabriel Oprea, generalul nefericirii noastre, Miron Cosma, pe bandă rulantă, Marian Munteanu, tralala. Nu e vorba de PSD aici. Este vorba de o, este vorba de o capacitate fantastică a răului din România de a lua orice fel de formă. Nu știu dacă... Maschirovca aia românească, dezinformarea asta, ea se trage din abilitatea noastră incredibilă de a... din mimetismul incredibil. Noi suntem capabili să adoptăm absolut orice formă, fără a avea niciun fond. Dacă vrem să ne punem mâine turbane și să susținem că suntem toți musulmani, sultani, ce vrei tu, mâine suntem musulmani, dar suntem falși. Dacă vrem să fim mâine ruși, suntem mâine ruși, dar suntem falși. Dacă vrem să fim, nu suntem în stare să fim ceva. Despre asta e vorba. Păi cum să fii ceva fără dreptate? Și poate că ne-a învățat istoria asta, habar n-am, fără poate. Dreptate nu poți să fii ceva. Și ia uite cine face dreptate. Judecătoarea Adriana Stoicescu, președinte al Tribunalului Timiș, într-un mesaj absolut ireal, nici nu pot să citesc că îi fac reclamă, doamnei, critică de avalma, pandemia cu răfuiele interne din B1 și plânge după Sorina Matei și Andrei Bădin. Păi dacă de la ăștia așteptăm noi, doamnă Stoicescu... Dar de ce se amestecă ea? Păi aceasta e întrebarea? Dar de ce se amestecă? Că nu e prima dată când scrie scrisori deschise, posteri pe Facebook. Nu, dacă ai voie, deci ca magistrat nu cred că ai voie. Nu, problema e că doamna asta are Condei. Și Condeiul poți să-l folosești în bine sau în rău. Foarte bine, să scrie sub pseudonim dacă vrea. Ea scrie bine, dar scrie public, angajând o întreagă preasă. Doamne, ce treabă aveți dumneavoastră cu presa? Asta e întrebarea mea. Dar este CSM pentru asta. Exact. Da, CSM care... Nu, dar plânge-te la CSM dacă ai vreo toleanță, dar nu te băga în afacerile presei, că nu-i treaba mantale. Să se plângă la CSM că ce? Că Oancea a dat afară pe ăștia doi. Măi, că bătrânii a lăsat singuri. Așa. Sclavi ai luptei pentru supraviețuire. Cum? Ne pasă, ne prefacem neconvingător că ne pasă și că l-ascultăm pe doamna Dumnezeu. Doamna cu tare, stăm domne în casă, toată populația asta a României a stat în casă mai mult și mai mult pentru oameni în vârstă, nu? Nu despre asta a fost vorba. Transformați în sclavi de cei care ar trebui să ne poarte de grijă, suntem aruncați care încotro precum o păpușă cândva frumoasă, azi nefolositoare și scămâșată și aproape dezmembrată.
Nu, nu vreau să intru, că am niște uși pe care mă tentează să apăs pe clanța ușilor. O țară respectiv abandonată și uitată, la fel de goală precum biserica azi. Terfelită și lăsată pe centură. Știm, știm. Suntem toți niște victime, doamne. Da. Toți, toți românii suntem niște victime. Când, au, când acum... Când mai ales Sorinuța când, Matei. Când un jurnalist a întrebat ce mai faceți, bă, cu dosarul ăla al lui domnul Negoiță? Și răspuns de la parchetul general. L-am clasat cu ordonanță în 15 mai 2019, adică acum un an, da? De atunci l-am clasat. L-am clasat că fapta nu există și că s-a prescris. Hai să ce facem cu Vâlcov atunci. Că exact, cu Vâlcov, cu furatul documentului. Și pe ăla l-au prescris, tată. Adică, doamna Stoicescu, dar mai, nu mai bine v-ați luat dumneavoastră de colegii dumneavoastră, dacă tot vă anim așa un spirit critic, așa, să-i întrebați, ce naiba faceți aici cu justiția din România, că mă apucă fandaxia? Și fac și versuri, fără să vreau. Mimetism. Stai să zicem aici cu Vâlcov, okay, că nu pot să nu zic și de Vâlcov ceva, pentru că nu pot. Unde naiba ești Vâlcov? Ca să vorbim cu documentul în față și încheiem cu Fundația Titulescu, căci e frumos. Da. Deci zice așa aici, frumos și răspicat, ca să știm. Zice toată presa că Dicot, după aia și explică de ce, explică de ce l-a clasat, că avea imposibilitatea administrării probatorului într-un mod coerent. Vă vine să crezi că poate să motiveze în halul ăsta Dicotul? Da, Georgiana. Orice. Doamna Georgiana Hosu, dați-o nebi. Deci explicații suplimentare pe privind renunțarea la anchetă. Imposibilitatea administrării probatorului într-un mod coerent. Știți de ce s-a închis dosarul la Dicot pentru împotriva lui Vâlcov în dosarul publicării protocolului secret serii parchet, deși în urmă cu un an Vâlcov a fost sub control judiciar pe chestia asta. S-a emis decizia de RUP, dacă nu știați că n-ai numai NUP de începere a urmăririi penale sau SUP, scoatere de sub urmăririi penale, ai și RUP, renunțare la urmărire penală. Numai, domnule, renunț. Renunț. Ce mama naibii. Și asta tot l-a răspuns de presă, pentru că dacă nu întreba presa pe legea 404, nu aflam în veacul vecilor amină despre ce e vorba. Tot la întrebarea presei am aflat că ei de fapt au zis să rup și gata și cu domnul dosarul lui domnul Vâlcov. Ce făcuse domnul Vâlcov? Publicase pe pagina de Facebook protocolul încheiat în decembrie 2016 între parchetul Înaltei Curți de Casație și Serviciul Român de Informații, document clasificat. Da? Și a apărut la dumnealui pe prag. La un moment dat, cineva din justiție s-a autosesizat să vadă de ce a apărut la dumnealui pe prag. S-a ajuns la concluzia că a apărut pe prag pentru că o grefieră de la Constanța, unde doamna Dina Florea era, bine mersi, șefă, l-a scos din secret, l-a multiplicat și l-a dat mai departe. Și doamna Dina Florea e tot cu rup, și doamna grefieră e tot cu rup, și pe cale de consecință și domnul Darius Vâlcov e tot cu rup. Și toată lumea e rup. Da? Renunțare la urmărire penală. Nu știu ce a avut cu Mazăre ăla de la băgat. A, știi cine e doamna Dina Florea? Că ce am aflat din spovedania lui Riza. Poate vrei să spui cine e Riza și... Imediat a apărut o carte. Domnul Riza. PSD-istul Riza. E o carte care circulă mult, intens, da, pe WhatsApp. PSD-istul Riza. Dragul de el. Că dacă l-ați și uitat pe Cristian Riza, că s-a cărat din țară, l-am căutat noi prin state. A scris presa că nu mai are bani, dar nu mai e prin state. Dar e puțin bine mersi la Chișinău, unde nu îl expulzează nimeni. Și zice, dar n-am fugit, domnule, stau la 200 de metri de ambasadorul României în Moldova. Și ne ducem la același club de fitness. Așa a scris memorii. Se cheamă Spovedania lui Riza. Află cine sunt mafioții care conduc din umbră România, ne dă aici 19 capitole și spune că năbădăile, zvăpăielile, care cu cine se culcă, care cu cine trădează, care cu cine pleacă pe iaht, care cu cine amanți, iubiți, paraiubiți, în volumul 2. Acum e cu furăciuni. Și principalul preopinent al dumnealui, bineînțeles, este domnul Mircea Geană, pentru că în dosarul lui Mircea Geană a fost achitat și dumnealui a fost condamnat. Și dă-i și combate și combate de se întreba cineva din puternicii statului în aceste zile, doamne, dacă nu era Geană, secretarul general adjunct de NATO, mai scria domnul Rizea chestia asta?
Și eu zic așa, mai scria, domnule, mai scria că a dat în gât tot ce știa. Deci eu am 30 de ani de presă, n-am citit nicio destăinuire și s-au apucat de scris mulți. Atât de precisă, de diversificată ca asta. Deci domnul ăsta spune tot ce știe. Și ca om de investigație spun că multe de acolo sunt adevărate, dar eu n-aș fi avut probe niciodată dacă dumnealui își permite să le pună în spațiu public, să preia și procesele, că bănuiesc că îl vor da în judecată câtă frunză, câtă iarbă. Și de aici făcusem paranteza. Doamna Dina Florea, aflai și eu de la domnul Rizea, că el le știe pe toate, că este nici mai mult, nici mai puțin decât sora lui Rube Demie, vara lui Gabriel Florea de la sectorul 5, mare iubitor, cum bine știi, de Dragnea. Poate a fost cel mai bun prieten al Dragnea dintre cei 6 primari ai capitalei de sorginte PSD. Mă așteptam la ceva mai pipărat, ceva mai... Cum ce pipărat? Îmi pare rău. Rizea e în Statele Unite, nu? Nu, e la Nauschei, Moldova. A fost în Statele Unite, a rămas fără bani, traiul la americani fără bani e dificil, da. Scria presa într-o vreme că e cu buzunarele goale, Lefter Popescu scria pe fruntea lui. Și stă la Chișinău. Dar nu poate da Chișinău înapoi, ce contează că... Stă la Chișinău? Da. Și scrie cărți de astea? Da, scrie cărți din astea. Sună prost. Sună prost. Dar așa scrie. Chișinău e destul de aproape de România, la un telefon distanță. Dragoș Dobrescu cu el se luptă pe lângă... La un telefon. Da, cu mafia de la Monarh. E patria racheților acolo. Crezi că poți să te duci așa pur și simplu și să stai așa ca în bătaia vântului să scrii cărți care sufără lumea în București, în halul ăsta? Acum nu știu, s-o picăra din Chișinău, dar uite, de pildă, când se ceartă cu... Când se ceartă cu Dragoș Dobrescu, și bani din carte despre Dragoș Dobrescu și mafia toată de la Monaco, pe care nu atinge nimeni și pentru asta îi mulțumesc lui Rize. Am aflat o mulțime de lucruri. Bine, am aflat despre mulți, că băiatul ăsta se mișca prin între atâtea zone, încât îți stă mintea în loc. Te aștept să citești cartea, să discutăm despre ea. Deci, la vremea respectivă, Daniel Dobrescu a rugat-o pe cartea scrisă la zi, adică e cu coronavirus, cu de toate. Dragoș Dobrescu, șeful grupării de la Monaco, l-a rugat pe domnul Radu Budeanu de la Adevărul mai nou și ce este el, Gândul, și pe, nu, la Gândul, nu Adevărul, la Gândul și la toată galeria de ziare pe care o mai are, să dea știrea cu prezența lui la Chișinău cu 3 zile înainte de turul 2 prezidențial. Chipurile că s-ar fi dus să influențeze electoratul de acolo. Și el spune, Dobrescu și Budeanu nu știau din 2018 unde mă aflu, dar așa cum ne-au obișnuit, băieții ăștia ar vinde pe oricine. Și vorbise și cu Ghiță la telefon de câteva ori încă de pe atunci, lucruri pe care și ei știau bine. Toată lumea e prezentă aici, nu lipsește nimeni. De la Colda, Măgureanu, Maior, toți pesediștii de frunte, toți mogulii de frunte, e balamuc. Și zice, acum nu mai e acolo sigur, că zice, vă pot spune că nu mă ascund absolut deloc, altfel nu aș fi locuit timp de un an pe aceeași stradă cu ambasadorul României în Republica Moldova, la o distanță de 200 de metri de reședința sa, frecventând chiar și același club de fitness cu acesta. Vezi că am reținut bine? Numai că în perioada aia era dat în urmărire internațională și nu s-a străduit nici măcar ambasadorul României în Republica Moldova să ne spună, domnule, stau lângă Rizea. Mă izbesc de el la sala de fitness. Miroase urât când transpiră. Da. Adică n-a zis nimeni. Ce fel de urmărit internațional era? Că mă gândesc că și pe Elan Schwarzenberg l-am urmărit internațional de ne-a rupt în creștet. Nu, Sorina Matei îi luase un interviu. S-a dus acolo. S-a dus și la Vântul. Și la Gândul. Și la... După aceea... da, cine, pe cine mai urmărit? Pe doamna de la SOV. Da? Nu, și pe doamna am urmărit-o internațional de ne-am plictisit până a venit și s-a predat singură, de nu ne venea a crede. Da? Vă aduceți aminte de ea? Da. Pe cine am urmărit internațional? Am urmărit o mulțime de oameni care stau așa de urmăriți că fac ce vor prin străinătate. De la Puiu Popoviciu, care e și el aici în carte, la loc de cinste, dar cine lipsește? Nu lipsește nimeni, Adrian. Da. Eu abia aștept să văd câți dintre aceștia, că nu le convine scandalul, ar prefera să nu-l facă. Dar logica mea de investigator este următoarea. Urmează două tururi. Fiecare are de răspuns în campanie.
nu știe dacă în campanie vor fi atacuri pe această temă. Așa că îl vor da în surdină, în judecată. Și nu vor zice nimic că l-au dat. Țin acolo acțiunea. Dacă în campanie se spune, a zis Rizea că și nu te-a apărat, vor scoate hârtiuța și au zis, ba, m-am apărat, dar uite, e coronavirus și e în curs. Dar eu m-am apărat, minte, de nu mai poate. După ce trece campania, fiecare dintre ea vor avea o foiță la buzunar, vor renunța la proces, că această calomnie și insultă e cu, dacă ți-ai retras acțiunea, s-a terminat cu infracțiunea. Și bănuiesc că, și nu mai e infracțiune, spun prostii, e civilă, nu mai e penală ca pe vremuri. Și în condițiile date, așa se vor apăra, că se judecă. Dar nu se judecă nimeni, pentru că domnul Rizea a avut, în opinia mea, și cu asta închei subiectul, o sinceritate sinucigașă. Și îi recomand să fii atent pe unde umblă, că o fi la Chișinău, că o fi în altă parte, la Belgrad sau în state, cojile de banane se găsesc în toate metropolele și e păcat să cadă. Nu de alta, dar aluneci pe o coajă. Poate te-au talat ăștia de 2 și un sfert cu coajă. 2 și un sfert, tu m-ai amenințat pe față, tăiască Abraham, am și martor, 20 de persoane, la ziua poliției. Au zis, doamna să dar nu vă frică că alunecați pe coajă de banane. Ce mama naibii? Domnul Abraham, vă amintiți? Ați uitat. Eu sper să nu se uite. Sunteți așa de ocupat. Aveți eu sper să nu se uite la emisiune. Și dacă se uită ce? Pentru că... Activăm martorii. Nu e vorba de martori, nu, îi crește e altă discuție. Îi crește cota. Da, și e prost, că e un om bătrân și... Bineînțeles, unul dintre ei și cu se adaugă, știi? Pac, și chestia asta, că eu pot să iert pe mulți de multe, dar băieții ăștia care umblă cu droguri când lucrează la antidrog, pe ăștia nu pot să iert. Înțelegi? Păi cu ce vrea să lucreze? Că de-aia se duc acolo. Nu, dacă ești la antidrog, țin de voie de treabă și termină cu drogul în România. Păi eu țin minte când au dispărut droguri din depozitul antidrog al poliției și ne-au chemat pe toți să vedem cum arată depozitul antidrog. N-am putut să stau mai mult de un minut, că m-a luat cu durere de cap de la depozitul ăla. Mirosea de... Pa! Și ne-au arătat cum au 3 lacăte, că ești casă pe cuvântul meu, ca la mănăstirile de la Muntele Athos. Cu 3 lacăte, cu 3 chei, că trebuie să vină toți 3 ca să deschide și să vedeți, domnule, că nu se poate fura. Ba, se poate! Dar cât se poate? E tu ce părere ai? În România se poate fura orice. Și Banca Angliei, dacă ar fi aici, n-ar mai fi. Eu, însă, părerea mea e diferită de a ta. Eu nu cred că omul ăsta e sinucigaș și nu cred că o să alunce pe nicio coajă de banană. Nu cred că era în Chișinău, cel puțin când a ieșit cartea. Deci, nu cred, nu știu. N-am niciun fel de... A fost mult timp. O fi fost că o fi scris-o acolo. Se uita pe geam și vedea hrișca, cum crește. Dar nu știu dacă te poți expune în halul ăsta. Mă îndoiesc. Mai degrabă, pare că, te bați cu toată lumea. Și când te bați cu cineva punctual, ok, te bați cu cineva punctual, e ok. Dar când te bați punctual cu toată lumea, nu e un om prost. Una la mână. A doua la mână este că pare destul de... Nu pare genul martir, de niciun fel. N-a așa, fost niciodată. Rizea și martirul. După cum arată, nu pare mic. Nu e un don... Când pe iahtul prietenilor tăi, nu știu dacă e al lui, că nu era prost să-și-l pună pe numele lui, când pe iahtul la care și tu ai acces, ca să zic așa, să n-acuzi pe nimeni, vine Anaconda, cum se spunea doamnei care era cu cadrele la SRI și care se ținea evidența la acoperiți, la acoperiții de presă, din afară de presă, de până naiba mai răi acoperiți, despre ce vorbim. Acolo e o faună întreagă, niște personaje. Că mirarea mea este între câți oameni s-a plimbat omul ăsta pe care nu știu că îl dau inteligența foarte tare afară din casă sau așa ți se pare. Dar cine știe ce zace în adâncurile minții domniei sale? Cartea nu e prost scrisă. Mai degrabă cred că a făcut un deal. A scris-o cineva, a zis după... Nu, a făcut un deal el cu cineva, varsă. Varsă că după aceea... Tu varsă aici te iertăm. După aia, băi, pe bună dreptate, e război, nu? Da. Te iertăm. Dă-l pe... Urăsc trădarea, iubesc trădătorii. Păi nu, acum cinstit, cât ne place sau nu ne place nouă de domnul Geană, dar e cel mai important personaj atacat că deține o funcție importantă într-un angrenaj global. Bun, ceilalți sunt localnici pe aici.
Ce caută Joana acolo? Bine, NATO e mort. Cum, ei sunt în același dosar. Spune cum i-a luat Joana bani de două ori. Odată să fie candidat la Constanța, NATO l-a descandidat de la Constanța și l-a dus la Brăila. No. NATO e mort de când au hotărât să termine Uniunea Sovietică. Dar nu americanii au terminat. Dar cine, dragă? Partidul Comunist Sovietic, al Uniunii Sovietice, ei au făcut asta. Deci asta e o carte deja scrisă și publicată înainte de termen, care spune exact ce s-a întâmplat câteva zeci de ani mai târziu. Cel puțin 10, 8-10 publicate. Deci eu nu, să nu fim așa. Proști. Nu. Sunt niște zone unde e ca pe munte. Sus acolo bate vântul, e pustiu, știe puțină lume ce se întâmplă, umblă urși și alte nebunii. Și din zona aia acțiunile vin de acolo. În momentul în care pe Uniunea Sovietică au zis, bă, gata, haide, facem alte jocuri. NATO a devenit irelevant. Cu ce s-a ocupat NATO în toți anii ăștia? În afară de tocat bani. Și a legat după niște talibani descuți prin niște grote în Afganistan. Bun, mai testăm arme, ok, testăm. Bun, ne îmbogățim că dăm cu bombe de sute, 200, 300 de mii de dolari bucata, niște grote să omorâm niște radical, turbați, cu Kalashnikov-uri în spate și în sandale. Nu fac ei 50 de kg bucata și costă, nu știu, ce au pe ei costă 10 dolari. La ce trebuie exact? Da, sunt niște depozite de metale rare sub Afganistan, toată lumea știe asta, ok, dar le poți lua și din altă parte, adică nu cred că... Și atunci întrebările sunt multe și, încă o dată, ce face NATO? E oarecum irelevant. În momentul în care Rusia invadează Crimea, NATO se uită după flori, ciori. Se întoarce cu spate. Da. Bun, Ucraina nu era NATO, dar să nu înțelegem greșit. Nu despre asta era vorba. Nu era ca și cum ar fi trebuit să... A devenit relevant de pe vremea lui Bush, când îi strângea pe toată lumea aici, la București, da, în 2008, în aprilie. Și eu am fost aici atunci. Păi dar tu știi cine a fost sponsor la reuniunea aia, nu? Nu știu cine a fost. Cum nu știi cine a fost sponsor? Frank Timiș? Nu, mi-a scăpat. Aveam treburi pe vremea aia. Băieții noștri aia, de fac afaceri prin Africa, de-au dus coronavirusul prin toate țările Africii, pe unde au ei mine. Netu, da? Da, Frank Timiș și cu celălalt, cu Tender. Mm-hmm. Tender a mai făcut un popas și pe la închisoare, dar Timiș n-a pățit nimic. Erau mari sponsori ai reuniunii NATO de la Sinaia. Da, nu e vorba că ei sunt, dar oricum în momentul în care banii ajung, o grămadă de bani înaintea negri, summitului de la București a fost o reuniune. Bagi în cocină, nu ne mai mirăm că a ajuns. A ajuns și Joana acolo până la urmă. Ok, I mean, dacă Frank Timiș e sponsor cu atât mai mult, de ce n-ar fi Joana vicepreședinte? Până la urmă. E prezentabil, știi, la, engleză. La banca, fiul de general. Prin firma lui Tender s-au spălat niște bani de fostul secretar general adjunct al lordului Robertson, dacă ți-amintești. A fost o poveste cu o bancă, au venit niște bani pe acolo, ce frumos. A rămas și în aia, și aia, s-a dus, a fost o comisie rogatorie, s-a îngropat, n-am înțeles nimic, nu știm, e cineva pedepsit, nu e cineva pedepsit, s-a făcut o spălare de bani, nu s-a făcut o spălare de bani. Dacă vrei să nu pedepsești niciodată, totul se întâmplă în România, știi, nu există nimic, e pe lună aici. Acolo era o poveste cu Dick Cheney, o mai veche, nu simplă, nu ușoară. Da. Eu zic să trecem pe externe, că aici mai este mult. 1,1 milioane de euro ceruți mită de un polițist, Marius Fleancu, de la omul de afaceri, se spune pe surse G4 Media, Bogdan Mihail Savin, proprietarul grupului Ager. Și de ce vreau să citesc cazul ăsta? Pentru că acest caz de 3 milioane de euro era instrumentat de Elena Iordache, zisă Lenzi, de la Pachetul General, care era cea de la care a mâncat zile, i-a scos pe readul la urmă sau Codruța Chioveșii. Și mă gândesc că dintr-un dosar de 3 milioane de euro să pretinzi mită 1,1 milioane de euro e cam mult. E nesimțire. E mult. E foarte mult. E nesimțire. De-aia l-am citat, că mi s-a părut suma mare și proporția mare. Într-o singură tranșă. Mai multe tranșe, dar a cerut. O singură tranșă, îmi pare rău. Și mi se pare chiar ar fi cerut banii în perioada februarie-aprilie, adică au insistat. Mai nesimțitule, chiar într-o singură tranșă. Ca să claseze cazul. Ce circ. Da. Ce circ. Multe s-au întâmplat pe externe în astea câteva zile, în care noi am sărbat munca aici, stând în pat.
Peste ocean nu au serba munca, ei serbează munca în altă zi, ei au cu munca mai... Dar ce, 1 iunie, mai. Spun unii că a venit din America, tu nu ești de acord, nici eu nu sunt de acord. 1 mai din America? Da, așa zic. Eu știu că a venit din Bavaria. Păi, dacă lumea zice oficial... Direct ca... o zic, nu mai dăm... Uită-te cu... și tu pe Wikileaks, mai nou toată lumea. Sunt persoane care cred că, nu pe Wikileaks, pe Wikipedia. Ce se caută pe Wikipedia? Păi nu, dar sunt persoane care spun, domnule, scrie așa pe Wikipedia, ce așa războie, e. Tu ce războie pe Wikipedia? Păi știu, în primul da. Rând că, haide să fie... Hai să Wikipedia. Le spunem și altora care o iau de referință. Deci, hai să vedem cum e cu Wikipedia. La Wikipedia, în Wikipedia se bat, sunt războaie care se duc, mai ales unde lucrurile sunt extraordinar de geopolitice. De, noi suntem unii dintre ăștia. Deci e un război continuu de editare, șterge de editări, repostări, reeditări, repostări. Indiferent ce și cum o dai, în momentul în care ai niște lucruri atât de controversate, cum o să fie, de exemplu, COVID și pandemia, o să vedeți că o să... S-au apucat deja de... Mai nu, că sunt nanoparticule. De rescris. S-au apucat deja de rescris toată povestea cu COVID-ul și e bătălie între postăcimea chineză, da? Agențiile chineze de... aia care stau și... De oameni care... chiar vor să facă o treabă și de agenții din partea asta care au și ele interesul ca lumea să știe câte ceva. Așa a fost cu o grămadă de lucruri în care sunt acuzate state. Skripal, COVID, Siria, ce vrei și ce nu vrei. Nu veți putea auzi nimic de pe Wikipedia. Pentru că Wikipedia e un exercițiu de democrație și de când și până când a devenit adevărul subiect de dezbatere democratică. De când și până când. E o problemă esențială asta. Așa cum o problemă esențială este oamenii sunt cu adevărat buni sau sunt buni în principiu sau sunt răi. Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare esențială, filozofică, după părerea mea, în funcție de răspunsul la această întrebare, se alege sau nu un stil de o rânduire socială. Pentru că dacă oamenii sunt răi, esențial, atunci nu ne rămâne altceva decât să ne înregimentăm toți în mizeria aia de sistem social pe care îl coc occidentalii și care mimează porcăria de lume orwelliană din China. Și cu ajutorul tehnologiei vor fi absolut capabili să o facă. În Ceaușescu nu avea tehnologie. Pun asta de m-am plictisit de ani de zile. Ăștia o au. Dacă omul este esențial bun și asta în dezbatere... Știi cine a adus prima oară lucrul în dezbatere? Nu știu. Kubrick. Portocala mecanică. Dacă mă întrebați pe mine despre asta, e vorba, printre altele pe acolo. Filmul am e vorba de multe foarte lucruri bun. Acolo. Foarte e vorba bun. De foarte multe lucruri, un film greu de văzut. Greu de văzut, dar foarte bun. Dar este, până la urmă, una dintre întrebările pe care, esențiale pe care am reușit eu să le decantez din filmul ăla este, dom'le, asta, vrei omul ăsta, îi lași liber arbitru sau este un sclav într-o cutiuță? Cineva scrie azi pe Facebook, o doamnă, scrie azi pe Facebook că în China, da, deci era vorba de doctorița Ai Fen, care a și dispărut din cauza că a alertat despre COVID, despre virusul din Wuhan în fazele păi orice adevăr răsit în China te poate duce la închisare. Ale focarului și a dispărut. Și cineva zicea, cumva eroi de hârtie. Și nu-mi vine să cred, eroi de hârtie. Lumea nu citește nimic și aruncă lucruri. Lumea neinformată. Și aruncă, pur și simplu, să faci un act de genul ăla, nu-ți riști viața. În pușcării în China, amenințarea supremă este următoarea. Vei vrea să te omorâm, dar nu o să te omorâm. O să ne cerșești moarte. Asta e amenințarea în China. Cine spune că în China... Nu. E o prostie. Și chinezii știu asta. Pentru că au fost dresați în felul ăsta de ani de zile. Și să vii acum într-o țară liberă să spui că o doamnă de... că e și doamnă până la urmă. Care face un act de mare curaj încercând să salveze, da, evident. Ea știa foarte bine ce așteaptă când spune adevărul. Foarte bine. Păi nu citise comunicatele alea. Acolo când asumi să spui adevărul, știi foarte bine că odată ce l-ai spus... A apărut, acum două săptămâni au scos-o să ne arate. A zis că e bine, sunt bine, nu vă îngrijorați de mine, la revedere. Cum eu iubesc foarte tare și pe medicii ăștia ruși, adică a căzut unul. Și a vorbit și al doilea și a căzut și al doilea și a vorbit și al treilea și a căzut și al treilea și probabil că o să mai vorbească pentru că dragă domnule Putin și dragilor de dictatori de pe unde naiba îți fi cu toții,
Nu puteți să închideți toate mințile de pe lume, că mai sunt și oameni buni, da? Și oameni cu conștiință și oameni care spun adevărul. Așa mă gândesc. Și în România mai sunt oameni care spun adevărul. Da, da. Nu? Pentru ăștia merită să te zbați, să faci ceva, să te miști. Păi de fapt suntem două tabere aici. Și fundamental alegem tabăra de care aparținem. Și e foarte greu să schimb taberele, de fapt. E foarte greu. De obicei, tabăra pozitivă ajungi în tabăra negativă prin frică, șantaj și alte porcării, plecând de la rătăciri de, cine știe, de o noapte sau prostii de genul ăsta, furturi, porcării minore, și ajungi acolo și e greu să te întorci. Să treci din tabăra negativă în aia pozitivă, iarăși e destul de complicat. Și, în general, tabăra pozitivă nu șantajează. Și atunci, practic, nu-ți rămâne decât puterea inimii de a te smulge singur din noroiul ăla în care te-a plasat istoria într-un moment oarecare, cu sau fără propria alegere făcută conștient. Da? Dacă să ieși de acolo, e complicat. Mă rog, în perioada asta eu zic că se lasă. Sunt o grămadă de zile care au fost lăsate, inclusiv celor nouă din Occident. Mm-hmm. Și când spun nouă, nu mă refer la mine aici. Mă refer la politicieni ăștia bezmetici care se fac că nu înțeleg că în China s-a desfășurat o chestie destul de urâtă. Și ca să Luna. Avem 10 minute. Luna, după aia spui că te-am cenzurat. Nu, Luna o lăsăm la coadă, că e foarte, o desfacem foarte repede. Nu de alta, dar o să înceapă Radu Moraru să zboară pe Marte, face emisiuni de acolo, dintre motoare și fiare. Și... O să vezi, o să înceapă Radu Moraru. Să... Nu mai zic nimic. Păi nu, că nici nu pot să zic, dar eu am voie să zic, că pe mine m-a dat afară. Nu, eu pot să zic oricând, dar cumva... s-a luat, cum să spun, e în război cu total cu Cartianu, acum să mai diversifice țintele, să se iași de mine. Lasă-l. Eu, până la urmă, rămân la părerea mea, PNMOV. Bun. Mă doare inima, pentru că acolo am fost atâția ani libere și emisiunea asta a putut vieții. Nu are nicio legătură emisiunea ta cu el. Da, e adevărat. După cum s-a văzut. Cantitatea mea de bună credință a rămas. Cantitatea de crezuri a rămas. La oportunist... s-au pierdut părul. Știi cum, de exemplu, la Raș Bogdan până în 2018, când lumina istoriei române, lumina sociologiei, lumina politicii românești ne dădea la joale, cine apărea la Raș Bogdan? Floriana. Doamna de la Q Magazine. Știi, că aici e toată povestea. Nicoleta câteodată zice, ia uite, domnule, ce se întâmplă. Radu Moraru era de mână cu Crin Antonescu, mă. Cap. Da, de mână cu Crin. Nu asta, nu asta este crima aia cea mai mare, nu? Nu, vorbesc de Radu, de Rareș Bogdan. Rareș Bogdan și Florina Jucan, care ziceai, bun, te uitea la emisiune și după când despre ce vorbim aici? Domnul Rize are un capitol întreg dedicat domnului, aproape întreg dedicat domnului Rareș Bogdan. Îl iubește mult. Nu am nimic cu Rareș Bogdan, a făcut niște lucruri bune pe vremea lui Dragnea. Doamne păzește, cine a zis de împărțit. Sunt politicieni mult mai jalnici decât... Încă aștept mult de la Rareș Bogdan, n-am nimic cu el. Da? Eu nu aștept. Ba, nu aștept. Mai nimic de la nimeni. Ca apucat să promită și dacă ține cât de cât puțin la imaginea domniei sale și la adevăr, ar trebui să pună în practică. Pentru că dacă te duci într-un partid și te faci soldat disciplinat, degeaba n-ai de ce temi în partidul ăla. Oricum, ca să fii unul dintre mulții care ridică două degețele la ședință? Nu! Te-ai dus să-l miști. Asta ai promis cât erai în presă. Asta e, așa e justificat că ai trecut din presă în politică. Că vei mișca lucrurile. Mișcă-le, Rareș. Mișcă-le că mi se urcă la cap dacă mai aștept mult, nu mai pot. Pă bune, deci chiar liberalii au intrat, n-am cuvinte. Acum nici nu în sondaje nu cred, dar oricum au scăzut mult pentru că au făcut o mulțime de năzbâtii care nu se fac. Revenind la treaba asta cu QAnon și toată lumea, deci QAnon a apărut în 2017, ok? Până să ajungă în România, în momentul în care a ajuns în România sport de masă, acum, că asta e QAnon, e un sport de masă, da? Acum da, toată lumea e... Lucrurile pe care le spunea, ea le auzea într-o singură emisiune, ok? Și nu era al lui Radu Moraru, era a ta. Na, corect. Acum, în momentul în care ajunge sport de masă și îi vezi pe Dogaru și pe ceilalți disperați de acolo, deci uitați-o, ok? Pentru că a fost, deja e confiscată, deja se bagă dezinformare la modul... Uitați cu Anon România, că multe instituții sunt compromise aici. Deja nu contează, da. Și aici orice, aduci masonerie, o fac paranghelie, știi? Aduci QAnon, mișcare
de rebeliune din servicii și nu numai. Să știi că e o chestie QAnon e o chestie foarte complicată. Păi dacă te uiți pe Wikipedia, e să vezi că este... Ce caut pe Wikipedia încă? Stai o clipă, stai că știi care e definiția lui QAnon? Păi eu sunt un om care se informează. Spune că este o, spune așa, că este o teorie conspiraționistă de extremă dreaptă. Da, 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 normal că e de extremă dreaptă. Ca să știi. E de extremă dreaptă din cauza că... Deci să știți că foarte puțină lume înțelege ce e QAnon și cei care înțeleg de obicei, tac. Și mă refer aici la progresiștii americani gen păi Eric Schmidt, Hillary Clinton și whatnot. Cum să dacă vrei să, dacă vrei să auzi ce se întâmplă în spatele ușilor închise în campania prezidențială, nu te la Radu Moraru, tu uite la Nicoleta Savin. Și auzeai nume precum Podesta, dacă vrei să înțelegeți cam cât de tare a ajuns mizeria la vârf în Washington pe vremea lui Barack Obama, cauți, te uiți pe Epoch Times și cauți... Dar nu la mine te uite, la tine să uita, că Seth tu ai Rich, vorbit. Căutați după Seth. În emisiunea mea, da, tu ai vorbit, că Seth tu știi. Rich, căutați pe Epoch Times, motorul de căutare, Seth, Seth Rich. O să vedeți toate articole cu un intern pe care l-am împușcat din cauza că a dat e-mail-uri pe goarnă, pur și simplu, despre ce vorbim. Și l-am împușcat în spate, ziua în amiaza mare, în Washington, ok? Washington e un oraș destul de... violent, dar ăla era, da, lucra la Convenția Democrată, că nu m-am șer, la serverele de e-mail-uri, era și o săptămână după incident îl vedeți pe Julian Assange care practic în timpul unei emisiuni la un post olandez de televiziune, practic recunoaște că omul era un avertizor pentru ei. Da. Da. Avertizor de integritate. Și ce spunea Radu Moraru pe vremea aia? Radu Moraru bădea câmpii cu colonul Dragomir din Serii, la care dacă dau pe stradă nici mă dă două la el, că mă apucă somn. Ok? Da. Deci în momentul în care ajunge sport de masă treaba cu QAnon, lăsați-o moartă că e... Mai ales în România. Aveți mare grijă că vă duc ăștia... Unde totul se alterează, nu mai rămâne nimic întreg. În România este o asemenea, deci atâta e de dens laboratorul de știri false și atât de bine se pricep și atât de multă lume face și aruncă în spațiu știri false, încât riscați să vă... Să vă amețească cu oamenii dogarul. De cap. Deci în momentul ăla eu am zis, gata băieți, închidem taraba, la voi nu ne mai uităm. Da, aveți nevoie să aflați informații, uitați-vă la sursă, adică există americană la care e originalul. Și acolo aveți de... Și acolo sunt foarte codate, să știți. Exact, și dacă și nu codate știți și bărării. Sunt foarte codate, se aruncă labirint, pentru că unele lucruri sunt în desfășurare și se comunică cu celule dormante. Dacă nu știți teoriile, luați-o încet, că o să vă prindeți urechele. Nu e atât de... E o grămadă de lume care se uită pe dropurile respective, pe tweet-urile respective. Problema este că adevărul se ascunde la vedere, dar e foarte bine camuflat, trebuie să-l recunoști. Trebuie să recunoști, dacă să recunoști, trebuie să ai grijă să nu fii prost sau să te ajute cineva. De obicei te ajută petalele de prun. Eu zic așa, să așteptați să se întâmple, pentru că e tare greu să descifrați cei cu eu, mult prea greu. Eu nici măcar nu aș da sfatul ăsta. Uh-huh. Eu aș zice așa, dacă... Pentru cine, cei care vor să scape din perioada asta, că e o perioadă dificilă și să dăm un la glezne. Dar pentru cei care vor să scape, să facă ce a făcut băiatul ăsta. Eu la tine în emisiune și aici iarăși, o să te întreb și tu o să râzi. Crezi că s-a uitat la noi la emisiune și m-a auzit pe mine spunând că trebuie să te apuci cu subsemnatul? Da, că toată lumea trebuie să scrie. Ai dat acest sfat, băieții. Vezi? De două ori chiar l-ai dat. Le-am dat de vreo trei ori, da, cam atât, trebuie să mă opresc. Până la urmă, mie nici nu mi-ar place să facă ei treaba asta. Prefer să... O facă legea. Parchetele prefer care dor. Prefer planul B. DNA, ce faci DNA? Nu, ce DNA? Dar mă gândesc că și România se încasează bani la DNA și au salariul ca să nu mor proastă. Dicotul și a banii și ea. Parchetul general și ea și ea. Păi să-și facă treaba. Să se autosesizeze. Da, mai poți să-și facă treaba. Păi da, atunci să spună, bă, refuz salariul, că le-au degeaba, lua la naiba de salariu. Îl iau întreg, adică fraierul care stă acasă în șomaj tehnic, ia cât ia el la sută acolo, dacă mai găsește jobul când se întoarce. Da, de bani e vorba? Ăla de la stat. Nici măcar de bani nu e vorba. Crezi că scap cu bani? Uite, eu, să nu, zic eu cu m-am banii gândit înapoi. Că procurorul ăla, care în fișa postului scrie că trebuie să urmărească hoții, ar putea să o facă, așa, în ceasul al 12. Păi nu de bani e vorba. Păi ne-am zis că e vorba de bani. Nu de bani e vorba. E vorba de mult mai mult. E vorba de degenerarea unui popor întreg, că... degenerarea noastră ca popor. E am vorbit pe limba lor. Da? Bă, băieți, vă luați niște bani degeaba. Nu. Care mai sunt? Că crimele sunt cu totul de altă natură.
metafizică. Avem vreo 5 minute și luna a luna? Rămas de rezolvat. Bun, hai să vedem cu luna. Nu de alta, dar o să... E foarte simplu. Nu, dar de alta, dar eu m-am săturat să-mi spună lumea că îți bagi că tu ești, da, exact. Și eu m-am zis, doamne, uite, și cu luna eu sunt e materialul didactic. E de... foarte ușor. Domne, în principiu, luna e o chestie foarte interesantă, ok? Pentru că are o orbită foarte atipică. E circulară, nu e eliptică. Orbitele de felul lor sunt eliptice. Foarte puține corpuri cerești care nu au orbite eliptice, ok? Natural. Eu sunt filologă, mie îmi explici. Te ascult ca în sanscrită, deci, nu înțeleg nimic, dar nicio problemă. Nu mai dați pe... Că doamna Savin s-a delimitat deja. Asta e din cauza că e închisă cu un nebun în studio și ăsta face scandal. Și acum iasă de la o parte. Nu mă delimitez, te aud. Și acum să ne închipuim că degetul meu e până în pământul și luna este această gutuie cosmică. Și asta e fața pe care o vedem noi, asta văzută a lunii, da? Partea noastră. Partea noastră, fața văzută a lunii. Cealaltă nevăzută e asta de aici. Acum... Dar de ce pe aia nu vedem niciodată? Stai un pic, dacă tot te dai la o parte, te la o parte de păi tot. Păi nu m-am dat la o parte. Și, domne, luna asta se învârte. Ea dacă s-ar învârti așa, am vedea ambele fețe. Ca să vedem doar o singură față, practic noi trebuie... Nu noi, ei. Trebuie sau... Nu știu. Da, nu știu. Ea de administrează. Istoria. Să coreleze viteza de rotație a lunii în jurul axei sale proprii cu viteza de rotație în jurul Pământului, ca ea să ne arate doar o singură față. Dacă ele două nu sunt corelate și chiar le poți măsura în funcție de raza cercului pe care se învârte în jurul Pământului. E destul de și viteza de rotație în jurul Pământului. E foarte simplu, de fapt. Și dacă îmi găsiți mie un corp ceresc natural care face treaba asta, eu îl mănânc. E adevărat informația că domnii chinezi au trimis și pentru prima dată cu succes în istoria omenirii pe unii care din asta sondă care s-a dus pe partea nevăzută a lunii? Întreb. Asta susține ei, dar e foarte complicat. E complicat. Și nu care și imagini de acolo. Da... A, bine, poate să aibă niște imagini pe care vrea să ni le dea, că poate să aibă și imagini pe care nu vrea. Hai să nu vorbim despre imaginile astea și, deci, una la mea că e un corp destul de ciudat, ok? Cam unic, așa, în ce știu eu că au studiat astronomii, pentru că are această mică particularitate. Iar pentru un corp cosmic care să rămână și, să spunem că a venit, s-a format, știe că e ca formarea asta din paramești te faci Immanuel Kant, cum exact, nu știe nimeni. Cu capacitate de sinteză și da, deci exact din nimic ne întrupăm din whatever. Din jale s-a întrupat Electra. Să știi că din jale chiar se întrupează Electra. Se întrupează, să vedeți ce se întrupează, dar o altă particularitate a acestui colp este că el e gol pe dinăuntru și asta o spune NASA, nu o spune. O spune NASA, corpul ăla a vibrat, a făcut o experiență când au aselenizat și a mai făcut o dată o experiență și a vibrat o oră și ceva. A vibrat. Nimeni nu vibrează, decât soția lui Călin Georgescu vibrează în felul ăla ore în șir, mă gândesc la vibrații înalte. Ea, în cazul lui, erau niște vibrații joase. Dar vibra nu le spunea să ne ridicăm vibrația. Ca un clopot vibra. Asta este citatul din raport. Bineînțeles că NASA aminte de rupe. Toți ani ăștia aminții de-a rupt. Sunt niște capibara mincinoși, asta sunt. Nici n-ar putea să spună adevărul, că e destul de șocant, dar găsiți raportul pe internet, nu e ca și cum vin în Brașoave acum, ci că două minute. Deci asta e. Nu vrem să mergem pe partea nevăzută a lunii, că e complicat. Câte nații au ajuns pe luna? Chinezii, rușii și americanii? Păi rușii doar neoficial. Nu. Rușii n-au ajuns. Bun. Cu ce au ajuns? Vorbești în persoană? Nu cu persoane, cu... Bine, discuția cea mai interesantă e că nu știe nimeni cum a trecut lumea de centura vanală, în care are radiații grămezi de radiații. Uh-huh. Americanii spun că ei au mers în cutia aia lor, învelită în folie de aluminiu, dar nu poți să treci în folie de aluminiu. Încercați să intrați în folie de aluminiu într-un cuptor de microunde, cam așa e. Dom'le, de ce își vinde Elon Musk casele? Mai nou, uite, a scos încă două vile la vânzare cu 40 de milioane de dolari. Poate că știe ceva despre piața de case. Păi de ce își vinde casele? Vrei să vorbim spune asta? Că proprietățile, da, că proprietățile astea îl derutează. Vrea să scape de ele pentru că... Să știi că eu nu am voie să vorbesc de treaba asta. Pe cuvântul meu. Deci m-a întrebat cineva legat de chestia asta, m-a întrebat cineva... De ce își vinde casele?
M-a întrebat cineva o întrebare destul de specifică și e o acțiune în desfășurare, nu pot să vorbesc. Are prea multe proprietăți care îl trag în jos. Se concentrează pe proiectele sale dintre Pământ și Marte. Fii atent, dintre Pământ și Marte, pe alea se concentrează. Și își vinde casele. Și ălălalt care și-a vândut, acțiuni de 6 miliarde la companiile farmaceutice. Warren Buffett. Da, nu, toate. La liniile aeriene, mai ciudat. Da, numai la liniile aeriene. Adică, ce știe el că nu mai funcționează avioanele? Da, eu am zis-o. Deci, înlocuim avioanele cu cele înlocuim sau nu mai zburăm? Dacă, de exemplu, jos? Pentru cine vrea sau... Eu nu pot să fac chestiile astea, pentru că la mine funcționează un principiu și anume... Fără timp. Nu poți să faci lucruri care seamănă cu inside trading-ul, da? Deci tu știi că urmează niște evenimente și nu poți să te apuci să profiți de pe urma informațiilor pe care le ai. În orice caz, nu le pasezi la ceilalți, dar nici măcar să profiți. Nu, dar când tu de la Tesla și SpaceX spui că vrei să scapi de proprietăți și te apucă vânzarea, acum rămâi fără el? Închipuiesc că Warren Buffett era destul de inteligent încât să se uite ce scria Jennifer Zeng, de exemplu, și s-o și creadă, că putea să se uite. Nu știu dacă știe cine e. Uite, domnului Gates nu-i pasă, el și-a mai cumpărat o proprietate. Tocmai ce și-a mai luat o super proprietate. Nu mai arunca cu muște în supa asta, că eu încerc să spun ceva. Da, zi. Ei s-a mai dat un altul care știi, cumpără, deci nu dacă, vinde. Dacă s-ar fi uitat la niște lucruri, peste ani. A zice, domne, peste ani e mult, că nu știai când crapă purceaua, știi, chinezească. Dar... Când a început în decembrie, trebuia să înțelegi că vin niște urgie, știi? Putea să o facă atunci. E complicat. Tocmai din cauza că nu crede nimeni și tu se uită toată lumea la televizor și zice, cine mă ăștia? Asta face tot, asta e tot jusul. Pentru mine, cel puțin, asta e un izvor de încântare nesecat. Nesecat. Mai citiți, bă, băieți, Jennifer Zeng, poate înțelegeți, zicem și noi, nu dăm cu parul. Nu, nici prea mai postează, are alte povești acum. Nu dăm cu parul. Până la urmă, știi, noi am avut, când zice lumea, domnule, deci, interesant era să o anunț când vine, ca să salvezi oameni, știi, au murit sute de mii de oameni. Și o să mai moară, din păcate. Și bătaia peștelui, să zic așa, diferența o făceai atunci, și să nu cadă economia în genunchi. Acum, uite, au dat, că nu vreau să mă opresc. Frizerie. Ce frizerie? Au dat, a fost un mare raport de al organizației Five Eyes, de Anglo-Saxon. Ah, da? Cum să nu? Ești invitatul meu. Păi, chiar dacă am terminat... I don't care. Nu pasă. Suntem în afară de timp. Five Eyes se urcă și dacă te uiți pe că avea punctaj, știi cum au polițienii, dar ei au punctaje. 15 pagini are... L-au scurs în presa britanică. Foarte interesant, că de ce în presa britanică și noi americană? Foarte interesant. Evident că nu e o întâmplare. Nu? Da, e ceva și dacă întâmplare? Dacă te uiți la buleturile alea, la punctajul ăla, aș pune fără să mă... Nu e vorba de laudă aici, că e făcută pe niște oase rupte. Ați scris 75% le auziți, dacă ascultați, le auzeați din materiale Epoch Times. Dacă citeați. Că le-ați fi putut citi. Da. Sau ați fi putut să ne luați în serios pentru că nimeni nu știe că reputația și cinstea și munca ca să difuzeze prostii. Crezi că băieții de la Five Eyes se uită la emisiunea ta? Nu, dar mă gândesc așa, că se uită alții care cred că, vezi, Doamne, suntem o oficină care avem ceva cu Partidul Comunist Chinez. Nu avem noi nimic cu Partidul Comunist Chinez. Nu, dumneavoastră aveți ceva cu Partidul Chinez. Exact, mă gândesc că v-a intrat în oase și în inimi și îl scoateți greu pe Partidul Comunist Chinez. Sau nu mai scoateți niciodată. Da. Da, din păcate sau din fericire pentru noi, stăm pe un mal și vom vedea multe trecând pe apa. Nu e vorba de mal și noi, că discuția cu apa și cu malul este că vezi cadavrele dușmanilor plutind. Păi, noi nu avem dușmani, noi și cu Dan Voiculescu, profesorul Dan Voiculescu. E din vechi, e din antichitate chestia asta. Profesorul Dan Voiculescu, noi nu avem dușmani, că nici el, dânsul, îmi cer scuze. Este mai nou editorialist de frunte, te rog. Mă autoflagelez, dânsul, marele umanist român, nu are nici dânsul. Scrie Marcel Ciolacu în evenimentul zilei, Călin Popescu, Tăricianu în evenimentul zilei, Dan Voiculescu la el acasă și așa mai departe. Și eu mă întreb, băieți, mai aveți, mă? Mai aveți? Adică, sau Florin ăsta, Tudose, Mihai Tudose, editorialist în Digi. Și așa mai departe. Hai tu să ne spună de ce s-a purtat în halul ăla cu japonezii. Eu am niște teorii, dar nu o să-i placă. Păi nu, acum... Și nu sunt alea legate că, legate de faptul că nu mai era nimeni, că el trebuia să plece. Hai, lăsați-mă cu vrăjeala, că alea-s pentru proști. Sincer.
Eu am unele mai ciudate. Vreau să nu dau în Digi să mă urc cu picioarele. Digi găzduiește editoriale de la toți politicienii și de la USR și de la PNL și de la PSD. Și realitatea și face așa. Măcar realitatea și ce face? Le marchează. Realitatea PSD, realitatea PNL. Realitatea din PNL și realitatea din PSD. La Digi haules baules. Băi, când ajungi la realitatea să-l ai în ecran invitat permanent pe weekend pe Miro Mitra, ați să uitat băieți cine e Miro Mitra și pe Anca Alexandrescu, moderatoarea mamei mele, Dumnezeu să o odihnească, că mama când auzea de Anca i s-a urcat la cap, nu-i plăcea deloc personajul. Lucas, da? Nu n-ai gaz, îi place. Așa. Ce mai vrei mai mult de la viață? Domnul Gușă, domnul Păcurariu, chiar nu vă rușine, spăla domnul. Pe nu, asta e spălat pe creier. Chiar nu vă rușine, adică să ne spuneți ăștia de dreapta și ăștia de stânga și cum vă place, ca la Shakespeare, să libertatea ne luăm. Libertatea presei e luat poporul român, spălat bine pe neuron, până nu mai rămâne decât unul și ăla vază. Hai, Adrian, trebuie să ne luăm rămas bun, ne vedem mâine ca să ne poată prelua și pe noi la 10:30 București TV, că nu de alta, dacă depășim mult, nu mai încăpem în programul lor. Dragilor, altfel am stat cu drag. Vă lăsăm astăzi, ne întâlnim mâine, nu ne ratați, avem o săptămână frumoasă, dar frumoasă, căci frizeria și salvează câteodată România, e bine să tunzi toate cele bune.